Ripeto la microfono. Gloria a Domine. Merita să fie binecuvântat și mult onorat numele lui Dumnezeu. Lui să cadă pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, se aduce o jertfă de laudă, o jertfă de închinare și de mulțumire. Lui Dumnezeu, mă mai spun o dată. Eu am învățat în cuvântul ăsta că scrie în felul următor. Nu că nu lucrează Dumnezeu prin oameni, că prin Dumnezeu totdeauna lucra prin om. Dar spune în felul următor, blăstămat e omul și binecuvântat e omul care se încrede în Dumnezeu. Nu că ne-ar trebui noi, frați credincioși, care ne numim copii al lui Dumnezeu și ne pretindem fii al lui Dumnezeu. Să nu înțelegem greșit că nu trebuie să avem unul cu altul legătură sau să nu avem credință unul de altul și că spune cuvântul tău să fie da, da? Și nu, nu! Ce trece pe ăsta? Nu e cel de sus, nu? Nu vine de la ăla de sus! Bucuria o face Dumnezeu! Tădeauna! Auzi, Domnul într-o împrejurare spune că ți-a ales ceva. Și că Dumnezeu l-a început și-a făcut lucrarea tot în oameni. Dar după ce l-a pregătit pe Domnul Iisus o dat să se nască, după ce la vârsta de 12 ani a început să vestească cuvântul lui Dumnezeu, după ce a ajuns mare la 33 de ani, când a trebuit să facă lucrările, a făcut un lucru minunat. A început să aleagă niște oameni pentru lucrare, pentru că el trebuia să sfârșească lucrarea și trebuia să împuternicească pe cineva ca cuvântul lui Dumnezeu să fie dus mai departe. Ca Dumnezeu să-și facă lucrarea pe care a pregătit-o de la tinerea lui. Și spune numele acelor 12 ucenici. Deci oameni aleși, să înțelegem bine ceea ce vorbim, că cuvântul lui Dumnezeu ne explică ce înseamnă oameni aleși. Și când vorbești de oameni aleși, vorbești de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ceea ce alege, rămâne în picioare, slăvit să fie Domnul. Ceea ce alege omul poate să dea greș, dar când alege Dumnezeu, rămâne slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Eu nu vin pe cea 12 și după ce l-au învățat de o școlit, că nu au putut să-i trimat pe oricum. Au spus acum doi câte doi. Mergeți în toată lumea. Aleluia. Provăduiți Evanghelia. La orice făptură vie. Cei ce se vor crede și se vor boteza vor fi mântuiți. Amin. Cei ce nu vor crede, nu vreau să spun partea asta la altă. Pentru că nu ne, la noi, noi aici în biserică, aproape toți suntem botezați. Dar trebuie să și ne pocăim. Că botezul nu te mântuiește. Vă spun eu, botezul e bun, mărturia lui cu jetura, că e dos la Dumnezeu. Dar nu-ți garantează că rămâi în împărăție. Vrei numai să rezi împărăția? Nu. Pentru că atunci știi ce trebuie să facem? Mergem la nunta fiului de împărat și acolo îi spune că cei invitați nu vin, dar până la urmă mă la răscurs de drumul, eu o să li se intre în împărăție, dar spune că o să râmpă cineva. Păi n-avea haina de nuntă. Și haina de nuntă, spunea tata multele lui versete și multele lui cuvinte, merg în Apocalipsă să vedem ce înseamnă haina de nuntă. Haina de nuntă sunt faptele. E pierdita Sfinților. Dar nu ce fapta ai? Ce fapta? Căci Dumnezeu vine. Domnul Iisus vine după ce a lui. Păi că unii îl spune după mireasă. Unii îl spune că după ce era. Eu am găsit scris un cuvânt aici. Scris aici. Domnul Iisus vine după ce ce-s gata. A, pe Duh, spui că ești mireasa Domnului, dar
ceva ce scrie Biblia. Aleluia. Mireasa Domnului poate fi păcată? Nu. Mireasa Domnului poate fi însurată și măritată? Domnul și-a ales o mireasă. Dar aia sunt 144.000. Dar să ne înțelege bine. Mireasa Domnului și ce e? Aleluia. Deci 144.000 care nu au fost închinați, nu au fost purcați, au fost neprigăniți, au fost sfinți. Slăviți să fie Domnul. Și acum știi unde ești? Îl așteaptă pe Domnul să vină. Și mai strigă până când se dovești. Și spune, mai așteptați o clipă. Va veni timpul și vremea când Domnul Iisus va veni, dar e problema pentru noi. E și-o sfârșit lucrarea. Pe Ioan, trebuie să apostolii Domnului. Înaintea și nu știu. Și-o sfârșit lucrarea și-o făcut ceea ce l-a poruncit Dumnezeu. N-am lui farice de mine și de tine în seara asta, dacă vei asculta. Cei ce-o vin să se întâlnească cu Domnul, e un lucru bun. Dar cei ce-o vin să se întâlnească cu omul, eu nu cred că e un lucru bun. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. O, nu, trimis, chiar v-a spus. O trimis doi cât e doi. Un om când trimite Dumnezeu, rămâne urmă. În urma lui Iisus și urmați, frați și surori. Păi suntem oameni credincioși de atâta vreme, oameni pocăiți, care ne pretindem că suntem oameni credincioși. Ce au rămas în urma lui Iisus? Amin? Un om când îi trimis de Iisus, rămâne semne și minun. Dar să fie trimis. Pentru că așa spune. Omul trimis în puternicii de Dumnezeu și spune, auzi, Petru, Doamne, pe și dragii ne se supuși. Păi să supuși, știi de ce? Ai fost puternicii de Dumnezeu. Și cine în puternicii de Dumnezeu nu pot astăzi în șam și mâine în picioare, nu. Cine în puternicii de Dumnezeu și trimisul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Pentru totdeauna, știi de ce? Că nu se poate achinge de el. Eu și Domnului, nu oricine se poate achinge. Păi eu știu unsul lui Dumnezeu, oameni puși deoparte. Dar vine vremea, că e timpul lung. Vreau să vorbesc și de oameni puși deoparte. Pe care Dumnezeu își face lucrare. Nici de aceea nu se poate atinge nimeni. Știți că scrie Biblie? Că de oameni puși deoparte nu se poate atinge nimeni. Decât Dumnezeu. Oameni aleși, oameni puși deoparte și oameni trimiși. Ăștia tăte s-o tălătie de Dumnezeu. Na, de oameni de aceștia orice va ieși în cale. Oameni de aceștia nu se vor împiedica. De ce? De ce s-a ales de Dumnezeu? L-am lăsat pe el să lucre. Auzi, într-o prejurare, să ai cele proști. Vreau să ajung la oameni bolnavi din seara asta. Și care așteaptă mâna lui Dumnezeu lucrurile. Nu știu ce așteptați voi. Dar oameni de aceștia ai spune că o fost 10. Poate vremea cea nu folia într-o astfel de boală. Și spune că l-o zărit de parte pe Domnul Iisus. Și-o fugit spre el. Și-o spus în felul următor. Iisuse, dacă vrei, o să ne vindeci. Aleluia! În seara aceasta, cine te vindecare? Măi, dacă avem fi bolnavi, cum să vă spun eu, care sunt neputincioși, trupește, dar poate sunt bolnavi mai mult. Și-s bolnav duhovnicește care nu sunt stare să se ridice capul ăia acolo. Nu sunt stare să se roage, nu știu ce trec pe aici. Spune Pavel, niște lucruri minunate. Rugați-vă dacă vreți ceva din mâna lui Dumnezeu. V-a spus la început, nu omul, ci Domnul, slăbiți să fie Domnul. Și dacă e Domnul, veți vedea că își rămâne o lume. Unde trece Iisus, rămâne vindecare. Dar trebuie să credem, slăbiți să fie Dumnezeu, că și Dumnezeu își face lucrarea. Și bolnavi în seara aceasta, orice boală avea, atunci ce zice aceea, auzi, o plinge lepră. Și eu zic, Domnul Iisus, auzi, credeți? Da! Mereți, arătați-vă! Preoțelor! Și în timp ce mereau, spune cuvântul Domnului că au fost vindecați. Dar aici e minunea! Aici vreau să vă spun! Câți bolnavi nu au vindecat Dumnezeu în biserici! Câți bolnavi nu s-au ridicat pe cărățoare! Câți bolnavi nu s-au ridicat pe patul spitalelor! Și unde sunt zoi astăzi? Care s-au întors să te slavă lui Dumnezeu și să zică, Doamne, îți mulțumesc că Marica e bătat morți. E am gata să mă duc. Dacă ai fost plin de milă, maricat în capul oaselor și mi-ai dat o șansă să mă bobez,
pocăință, la ordini care sunt locuri în inimă, nu trebuie să fie întors la Dumnezeu, nu! Spune, știi ce, Doamne, eu vreau ca în seara aceasta să te atingi de mine. Și atingându-te de mine, și ce voi face? Voi încheia o legământ că tu ești Dumnezeu. Și Dumnezeu poate, la un singur cuvânt, nu trebuie să-L treci, să te rog ore treci. Nu, Dumnezeu cunoaște legea și cuvântul. Și auzi, Israel, ce se întoarce unul. Se apropie de Domnul Iisus și începe să-i mulțumească. Și auzi, sortă Domnul, că dacă te-ai vinecat numai tu? Păi nu, Doamne, i-a vinecat toți. Și atunci, dacă s-au vinecat toți, de ce te-ai întors? Spune că și asta era ceva. Ce-o fost asta? Doamne, ai milă și pune și pune să fie niște samaritani milos. Să nu mai înțepăm și să ne iubim unii pe alții. Că Dumnezeu e dragoste. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului.